cu oițe, cu roșii, cu fripturi și vă explicați. Și cel mai interesant lucru mi s-a părut declarația domnului Dragnea. Probabil că dumnealui a avut o revelație cu clasa de mijloc și a citit gândurile românilor. Ați văzut? Românii de 1 decembrie au un gând. Își doresc ceva. Își doresc să facă parte, dar numai atunci, din clasa de mijloc. Dorința românilor pe 1 decembrie, de ziua națională, este să facă parte din clasa de mijloc. Mă gândeam că asta e un proces continuu la care, în primul rând, noi, clasa politică, trebuie să avem o contribuție foarte importantă, astfel încât mulți români se ajungă în această clasă care să le permită să trăiască cel puțin în mod decent.